A început votul pentru primul tur al alegerilor prezidențiale. Românii își pot exprima opțiunea între orele 7 și 21. Primele rezultate exit poll le veți afla aici, pe B1 TV, la închiderea urnelor. Aproximativ 19 milioane de români sunt chemați la urne la cele aproape 19.000 de secții de votare din România, dar și la cele 950 din străinătate. Primul incident electoral s-a petrecut în județul Dâmbovița, acolo unde a izbunit un incendiu la secția de votare. Dar despre prezența la vot și despre aceste incidente ne spune mai multe colega mea, Marina Filimon. Marina, bună dimineața, te rugăm! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! România alege, România votează. Și asta pentru că românii sunt așteptați astăzi la urne pentru a-și alege viitorul președinte al țării. 14 candidați au înscris inițial pe listele pentru fotoliu de la Cotroceni. Amintim faptul că unul dintre aceștia s-a retras în favoarea altui candidat, dar tot pe buletinul de vot, tot 14 candidați vor figura. Astfel vă spuneam că 14 candidați sunt înscriși în cursa pentru fotoliu de la Cotroceni, candidați care vor avea un mandat de 5 ani, președintele care va ieși în continuare, astfel că ne aflăm la una dintre secțiile de votare care și-a deschis ușile chiar de la ora 7 fix. Ușile secțiilor de votare vor rămâne deschise până la ora 21, iar dacă vor mai fi cetățeni care vor întârzia sau care nu vor ajunge din diverse motive sau care vor sta la coadă și nu vor reuși să intre până în ora 21, atunci programul se va prelungi până la ora 23:59. Vă spuneam că astăzi România alege. Astăzi România își alege un nou președinte. Vom vedea totuși cum va fi prezența la vot, pentru că este ora 7 dimineața, încă nu a venit niciun cetățean pentru a vota, deci cetățenii nu sunt chiar atât de matinali în această dimineață. Vă spuneam de secția de votare la care ne aflăm și noi astăzi, unde va ajunge inclusiv Marcel Ciolacu, unul dintre candidații la fotoliul pentru Cotroceni. În total vor vota astăzi 19 milioane de români. Dintre aceștia 19 milioane, un milion dintre aceștia sunt în străinătate, potrivit datelor puse la dispoziție de autoritatea Biroului Electoral Permanent. Iar dacă ne uităm la cei 18 milioane de cetățeni din țara noastră, un milion dintre aceștia sunt tineri. Tineri care votează pentru prima dată, tineri cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani, care își exercită pentru prima dată votul, vin și să voteze pentru prima dată și își exprimă în același timp doleanțele pe care le au de la clasa politică, pentru că aceștia au mai multe doleanțe de la viitoarea clasă politică, având în vedere că este un număr destul de mare de tineri care votează, un număr care îi întrece pe seniori, am putea spune. Astfel vom vedea care va fi prezența la vot. În schimb, nu au fost nelipsite incidentele aseară. A avut loc un incident în județul Dâmbovița, acolo unde a luat foc o secție de votare care ar fi deservit drept urnă, drept secție de votare pentru alegători. Din fericire, actele necesare, ștampilele și toate nu au fost afectate, au fost luate în schimb de poliția locală și ținute în siguranță până când vor muta secția respectivă. Secția respectivă va fi mutată într-o grădiniță. Așadar, acestea au fost informațiile orei 7. Vom vedea totuși care vor fi primii votanți care vor ajunge la secția de votare.